Bine v-am găsit, e ora știrilor în emisia primului post de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Istoria războiului și păcii în muzeul tragediei din Bender. Ajutor către începutul anului școlar elevilor din clasa 1. Sezonul recoltării harbujilor e întoi. Consiliul Unificat al Colectivilor de Muncă a făcut un apel către comunitatea internațională cu privire la inadmisibilitatea de naturării lucrurilor despre Nistrenia. Organizația a comentat rezoluția adunării parlamentare a OSCE care conține informații false despre Nistrenia. Consiliul Unificat al Colectivilor de Muncă a remarcat că autoritățile moldovenești folosesc metode de terorism, umilire și agresiune economică față de Nistreni. Iar rezoluția adunării parlamentare a OSCE eliberează mâinile celor aflați la put în Republica Moldova, permițând folosirea unor metode inumane de suprimare a exprimării voinței poporului nistrian. La 3 iulie, la finele sesiunii de la București, România, adunarea parlamentară a OSCE a adoptat o rezoluție privind Republica Moldovinească Nistreană. Aceasta conține apeluri tradiționale de retragere a forțelor ruse, de menținere a păcii și diverse clișee denigratoare inventate pentru a discredita Nistrenia. Muzeul tragediei din Bender pe standuri totul amintește de evenimentele din 92. Aici sunt fotografii, documente, elemente de arme. Despre aceasta le povestesc tinerilor militari. Pentru ei, o lecție de istorie. 32 de ani în urmă a început operațiunea de menținere a păcii pe Nistru. Știu că două avioane militare de transportare au aterizat la aeroportul din Tiraspol la ora 2 de zi pe 29 iulie și la ora 6 seara au intrat deja în Bender. Locuitorii Benderului i-au întâmpinat pe pacificatori cu pâine și sare, bucurie, lacrimi în ochi și flori. Datorită buneilor, taților noștri suntem acum în condiții pașnice și, desigur, datorită pacificatorilor ruși. Pe standurile din muzeu este istoria Nistreniei, cum a fost creată Republica, cum au fost păstrate limba și tradițiile. Pe aceste fotografii e luna septembrie 91, femeile blochează calea ferată. Oamenii s-au adaptat atunci la evenimente, au manifestat curaj, vitejie, eroism, i-au apărat pe cei dragi, pe copii. Casa lui Pavlov, așa au numit oamenii căminul împușcat al fabricii de încălțăminte. Aceste fotografii au fost realizate de Valeriu Vozdvijenski. El a decedat pe 19 iunie 92 lângă tipografie. În muzeul tragediei din Bender este întreaga istorie, în detalii. Multe exponate le-au adus locuitorii. La intrarea în muzeu este o nouă expoziție, pacificatorii, făuritorii păcii. Pe banere sunt fotografii din diversi ani, iar completează totul arcul păcii. Binecuvântați sunt pacificatorii. Ajutor către începutul anului școlar. Compania Șerif dăruiește câte 100 de dolari fiecărui elev ce merge în clasa 1. 1610 ruble. Despre aceasta au vorbit în ajun în guvern. Deja al treilea an, părinților elevilor ce merg în clasa 1, li se achită ajutor financiar unic din contul mijloacelor ajutorului venit pe contul bugetului republican. În anul trecut, un așa ajutor l-au primit 3904 elevi din clasa 1. În anul curent sunt anunțate 3693 de cereri, dar până ce nu e o cifră concretă. Așadar, cum pot fi primiți banii? De la 2 august inclusiv unul din părinți trebuie să vină la școală și să depună cererea, trebuie să aibă cu sine pașaportul și copia lui. În cerere se indică numărul contului din bancă. Banii vor fi trecuți pe cont până la 12 august. Un teren pustiu de 120 de hectare în satul Sucleia. Fermierii n-au nevoie de așa pământ. El are un relief incomod și nu îl pot iriga. Între calea ferată și drumul spre Pervomaisc nu se irigă. Solul este infertil. E imposibil a folosi tehnica agricolă. Așa pământ nu poate fi folosit rațional. Este un teren mare, însă agricultura nu are folos de la el. Aici mereu e pericol de incendii, căci pe aici trec căile de circulație, în permanență arde ceva. Asemenea, sectoare sunt în Caraga, Slobozia și nu numai. Premierul Alexandru Rosenberg a făcut turul unora din cele situate în raionul Slobozia. Problema a fost discutată în administrația locală. Oficial în raion sunt 87.000 de hectare, sunt folosite doar 81.000. de mii. Mai bine de 6.000 nu sunt perfectate corect. Iar dacă pământul nu este luat la evidență oficial, nu se achită impozite. Iar acești bani ar putea fi folosiți la achitarea salariilor, pensiilor și realizarea programelor dezvoltării. Premierul Alexandru Rozenberg a specificat că pământul trebuie să aducă folos și venituri. La ședință au discutat cum poate fi soluționată întrebarea terenurilor pustii. În timpul apropiat, departamentele de profil vor face propunerile sale. Magistrul Nistrian al Universității Prieteniei Popoarelor din Rusia, Ștefan Muntean, este profesor la Institutul de Arte Rubenstein, câștigătorul festivalurilor internaționale din Ungaria, Polonia și Italia. Absolventul Universității Rusia al Prieteniei Popoarelor va continua să lucreze la Institutul de Arte Nistrian și să altoiască dragostea pentru muzica clasică. Trudălubie, și Pianistul Ștefan Muntean din Tiraspol a primit diploma de masterat la Universitatea Prietenia Popoarelor din Rusia. Această instituție este în topul 5 celor mai bune din Rusia. Muzicianul din Nistreni a studiat acolo la distanță folosind un program special. Diploma i-a fost înmânată în incinta Sovietului Suprem. Dolgii gode o nașii de mulți ani, tinerii noștri nistrene au o oportunitate minunată care a fost oferită de Federația Rusă din contul bugetului de stat de a instrui tinerii în cele mai bune universități din Rusia. Suntem foarte bucuroși că acești tineri se întorc în Nistrenia. Ei revin în calitate de specialiști excelenți pentru a participa activ la munca statului nostru. Ștefan a ales să studieze în domeniul industriei creative și management în domeniul culturii. Teza de licență a susținut-o la tema noile tehnologii în organizarea activităților de concert. Universitatea Prieteniei Popoarelor e renumită în întreaga lume prin educația sa de calitate. Cunoștințele pe care le transmite sunt avansate. Toate disciplinele pe care le-am urmat erau complet noi pentru mine. Ștefan Muntean este profesor la Institutul de Arte Rubinstein, de asemenea îi învață pe elevi să cânte la pian, gratuit. În perspectivă planifică să organizeze cursuri de muzică clasică pentru copiii cu autism. Tânărul muzician este câștigătorul festivalurilor internaționale din Ungaria, Polonia și Italia. Colecția de premii include și o medalie pentru merite în cultură și artă Rubinstein de gradul 3. Мы хотим привлечь в классическую Vrem să altoim dragostea pentru muzica clasică oamenilor. Ea este creată pentru a asemăna tot ce e mai bun în această lume. Absolventul Universității Ruse al Prieteniei Popoarelor va continua să lucreze la Institutul de Arte Nistrian și să altoiască dragostea pentru muzica clasică. În este închisă porțiunea străzii Pocroavelor și întreaga stradă a dreptății. Troleibuzele numărul 2 și 19 circulă pe strada Karl Liebknecht. Microbuzele din direcția cartierului Balca merg pe piață până la stradela Nistrului, lângă Sovietul Suprem, cu întoarcere pe Karl Marx. Când circulă spre Borodinka, la fel fac o colire. Reparația pe strada Pocroavelor va dura o lună. Traseul tiraspol Bender, inspectorii auto opresc automobilele și reamintesc regulile transportării de pasageri și de ce trebuie cuplată centura de siguranță. De -a în oraș are loc operațiunea pasagerul. În salon aveți un copil. Vrem să vă reamintim că dacă îl transportați pe locul din fața al mașinii, asigurați-vă că utilizați dispozitive speciale de siguranță pentru copii. În anul trecut, șapte persoane au fost traumate în tiraspol din cauza faptului că n-au cuplat centura de siguranță, inclusiv un copil. Pasajiri... Pasagerii noștri sunt oameni maturi, au grijă de sine. Situația este imprevizibilă. Pregătirea șoferilor a scăzut în ultimul timp. Fluxul de mașini a crescut mult, așa că trebuie să aveți avem grijă de sine. Au oprit și microbuzele. În timpul orelor de vârf, până la 5 pasageri pot fi transportați în picioare, dar mulți șoferi iau mai mulți oameni. Pentru aceasta e prevăzută amendă. Avem conversații preventive cu șoferii de microbuze și taxiuri. Reamintim în permanență cum trebuie să se comporte pasagerii, cum ar trebui să se comporte șoferii. Nu trebuie să uităm că și pasagerii nu trebuie să sustragă atenția șoferului, n-ar trebui să deschidă ușa în mișcare, să iasă în loc interzis, trebuie să folosească centura de siguranță. Operațiunea pasagerul se desfășoară în toate orașele. Scopul nu este de a amenda, ci de a reaminti de ce e important a respecta regulile. Sezonul recoltării harbujilor. Cu toate că harbujii iubesc căldura, dar și în cazul lor, căldura de plus 40 de grade a adus la pierderi. Recolta a fost salvată datorită irigării. Câmpul cu harbuji ocupă 1500 de hectare. Aici cresc soiuri de selecție turcească și de crimea. Este un an experimental pentru gospodărie, însă agrarienii sunt satisfăcuți. Dulce Dulci și mustoase sunt ambele soiuri. Cel turcesc, mersinii, e mai lunguiet iar crestanta are o formă mai ovală. Calitățile gustative sunt aceleași la ambele soiuri. În anul viitor vom încerca și altele. Agronomii spun că recolta putea fi de câteva ori mai mare, însă temperaturile ferbinți au influențat negativ. Cu toate că harbujii iubesc căldura, dar și pentru ei plus 40 de grade au dus la pierderi. Recolta a fost salvată datorită irigării. Căldura a influențat nu numai harbujii, dar și alte culturi, cu toate că toți spun că harbujii iubesc căldura, însă la noi în anul curent ea a fost cu adevărat caniculare. Nu toți harbujii au acumulat masa cuvenită. Am crescut de-a lungul celor 5 ani legume pe acest sol fără irigare și am decis că fără ea e imposibil a obține recolta dorită. La noi e o zonă de stepă, întotdeauna e cald. În anul trecut am hotărât să restaurăm traseul vechi al sistemului de irigare, ce n-a activat din anii 80-ai veacului trecut. Am renovat 8,5 km de traseu în anul trecut. Am văzut pentru prima oară apa pe câmpurile noastre. Cu toate că au fost pierderi, harbuși sunt mulți. Acum este apogeul sezonului. Recoltarea începe, încă până la răsăritul soarelui. În așa mod, harbușii suportă mai bine transportarea. Vremea în continuă să se schimbe. Acum temperatura aerului este confortabilă, până la plus 30 de grade. Este și vânt, dar după câteva zile căldura va reveni. Temperatura aerului va crește din nou la plus 35 de grade în timpul zilei și 15-20 de grade noaptea spre zilele de odihnă. A doua decada lunii iulie a fost cea mai fierbinte înregistrată. Desigur, există o serie de înregistrări zilnice când practic în fiecare zi am depășit temperatura maximă absolută a aerului și temperatura medie zilnică. Ploi în Nistrenia până ce nu se așteaptă. Dacă precipitații și vor cădea, acestea vor fi pe termen scurt și nesemnificative. Nu vor reuși să completeze rezerva de umiditate a solului, spun meteorologii. Acest lucru va afecta agricultura. În ce privește stratul de control, valorile sunt extrem de scăzute aici, adică de fapt avem seceta solului. În unele locuri nu este umiditate productivă. Solul nostru se încălzește până la plus 70 de grade și chiar mai mult. A fost deja și un record de 72 de grade. Nu putem spune nimic bun aici. Desigur vor fi precipitații pe alocuri săptămâna viitoare, dar nu prea multe. În a doua jumătate a lunii august va fi căldură de plus 35 de grade și mai sus. Meteorologii spun că în anul acesta există toate șansele de a înregistra un record meteo pentru temperatura maximă a aerului. Apropo, acesta a fost înregistrat în Camenca în iulie 2007, atunci temperatura aerului a atins plus 41 de grade și jumătate. Pentru astăzi atât, iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!